Bună dimineața! Astăzi vom citi pasajul de la capitolul 31 până la 33 din a doua carte a cronicilor. Vom afla despre reorganizarea slujirii preoților și a leviților, despre amenințarea lui Sanherib la adresa Ierusalimului și despre domnia lui Manase peste Iuda. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. 2 Cronici 31. Reorganizarea slujirii preoților și a leviților. Când toate acestea s-au încheiat, tot Israelul prezent a plecat spre cetatea lui Iuda. Ei au zdrobit stâlpii sacri și au tăiat așerele, au dărâmat înălțimile și altarele din tot Iuda, Beniamin, Efraim și Manase și nu s-au lăsat până nu le-au distrus pe toate. Apoi toți fiii lui Israel s-au întors în cetățile lor, fiecare la proprietatea lui. Ezechia a așezat din nou pe grupuri cetele preoților și ale leviților, fiecare om având slujba sa de preot sau de levit. Erau responsabili cu arderea de tot, cu jertfele de pace, cu slujirea sau cu mulțumirea și cântarea de laudă la porțile taberelor Domnului. Regele a dăruit o parte din bunurile sale pentru arderea de tot, adică pentru arderile de tot de dimineață și de seară, pentru arderile de tot aduse cu ocazia sabatului în fiecare lună nouă și cu ocazia sărbătorilor, așa cum este scris în legea Domnului. El a spus poporului, locuitorilor Ierusalimului, să dea preoților și leviților partea cuvenită lor, pentru ca aceștia să se poată dedica legii Domnului. Când s-a răspândit vestea aceasta, fiii lui Israel și-au înmulțit darurile din primele roade, din grâne, din must, din ulei, din miere și din toate roadele câmpului. Au adus zeciuială din belșug din tot ce aveau. Fiii lui Israel și ai lui Iuda, care locuiau în cetățile lui Iuda, au dat și ei zeciuială din cirezi și din turme, precum și zeciuială din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeul lor. Ei le-au adus și le-au așezat în mai multe grămezi. Au început să facă grămezi în luna a treia și au terminat în luna a șaptea. Când au sosit Ezechia și căpeteniile și au văzut grămezile, au binecuvântat pe Domnul și pe poporul său Israel. Ezechia i-a întrebat pe preoți și pe leviți cu privire la grămezile strânse. Azaria, preotul conducător, din familia lui Tzadok, i-a răspuns zicând: de când a început să vină la casa Domnului contribuția, am mâncat, ne-am săturat și a mai rămas încă mult, pentru că Domnul și-a binecuvântat poporul astfel încât a mai rămas din plin. Ezechia le-a poruncit să pregătească niște camere în casa Domnului, iar ei le-au pregătit. Au adus acolo cu credincioșie contribuția, zeciuiala și lucrurile sfinte. Conducătorul responsabil cu acestea era levitul Conania, iar fratele lui Shimei era al doilea după el. Yehiel, Azazia, Nahan, Asael, Yerimot, Iozabad, Eliel, Ismachia, Mahat și Benaia erau supraveghetori sub conducerea lui Conania și a lui Shimei, fratele său, numiți de către regele Ezechia și de către Azaria, cel ce era conducător al casei lui Dumnezeu. Levitul Core, fiul lui Imna, portarul din partea de est, era responsabil cu darurile de bunăvoie aduse lui Dumnezeu, cu împărțirea contribuției aduse Domnului, precum și cu lucrurile preasfinte. În cetățile preoților, sub conducerea lui Core, erau Edem, Miniamin, Iosua, Shemaia, Amaria și Shecania. Aceștia împărțeau cu credincioșie partea cuvenită fraților lor, potrivit cetelor lor, fie mari, fie mici, precum și celor înscriși în genealogii, băieții de la vârsta de 3 ani în sus, tuturor celor ce veneau zilnic la casa Domnului pentru slujbele de care erau responsabili, potrivit cetelor lor, preoților înscriși în genealogii, potrivit familiilor lor, și leviților de la vârsta de 20 de ani în sus, conform responsabilităților lor, potrivit cetelor lor,
adică întregii adunări a celor înscriși în genealogii, cu toți copilașii lor, cu soțiile lor, cu fiii și fiicele lor, căci ei fuseseră credincioși în a se păstra sfinți. Pentru urmașii lui Aron, preoții, care locuiau în zonele cu pășuni din apropierea fiecărei cetăți preoțești, au fost desemnați oameni care să dea partea cuvenită tuturor persoanelor de parte bărbătească aflate sub îndrumarea preoților și tuturor acelora dintre leviții înscriși în genealogii. Așa a făcut Ezechia în tot teritoriul lui Iuda. El a făcut ce este bine, drept și adevărat înaintea Domnului Dumnezeul său. Toată lucrarea pe care a început-o cu privire la slujirea de la casa lui Dumnezeu și cu privire la lege sau porunci, ca să-L caute pe Dumnezeul său, a înfăptuit-o din toată inima și astfel planurile i-au reușit. 2 Cronici 32. Ierusalimul amenințat de către Sanherib. După aceste fapte de credincioșie, a venit Sanherib, împăratul Asiriei. Sanherib a fost împărat al Asiriei între anii 705 și 681 înainte de Hristos. El a intrat în Iuda și și-a așezat tabăra în direcția cetăților fortificate, gândindu-se să le cucerească pentru sine. Când Ezechia a văzut că Sanherib a venit și vrea să lupte împotriva Ierusalimului, s-a sfătuit cu conducătorii și cu vitejii lui să astupe izvoarele din fața cetății, iar aceștia le-au astupat. Mulți oameni din popor s-au mobilizat și au astupat toate izvoarele și pârâul care curgea prin mijlocul acelei regiuni, căci își ziceau: de ce să vină împărații Asiriei și să găsească apă din belșug? Ezechia s-a încurajat și a refăcut tot zidul spart, înălțându-l până la turnuri. El a mai înălțat încă un zid în afară. A întărit Milo din cetatea lui David și a făcut o mulțime de arme și de scuturi. El a numit căpetenii de război în fruntea poporului, i-a convocat în piața de la poarta cetății și a vorbit inimilor lor zicând: fiți tari și curajoși! Nu vă temeți și nu vă înspăimântați din cauza împăratului Asiriei și a întregii mulțimi care este cu el, căci mai mulți sunt cu noi decât cu el. Cu el este un braț de carne, dar cu noi este Domnul Dumnezeul nostru ca să ne ajute și să poarte bătăliile noastre. Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, regele lui Iuda. După aceea, Sanherib, împăratul Asiriei, în timp ce era înaintea Lachișului împreună cu toate forțele sale, i-a trimis pe slujitorii săi la Ierusalim, la Ezechia, regele lui Iuda, și la toți cei din Iuda care erau în Ierusalim, zicând: așa vorbește Sanherib, împăratul Asiriei. În ce vă încredeți voi de rămâneți sub asediu în Ierusalim? Oare nu vă amăgește Ezechia ca să vă dea morții prin înfometare și însetare, zicând: Domnul Dumnezeul nostru ne va elibera din mâna împăratului Asiriei? Oare nu Ezechia i-a îndepărtat înălțimile și altarele, poruncind lui Iuda și Ierusalimului să vă închinați numai înaintea unui singur altar și doar pe el să aduceți tămâie? Nu știți ce am făcut eu și părinții mei tuturor popoarelor celorlalte țări? Au putut oare dumnezeii națiunilor pământului să-și elibereze țările din mâna mea? Care dintre toți dumnezeii acestor națiuni care au fost date spre nimicire de părinții mei au putut să-și elibereze poporul din mâna mea? Prin urmare, cum va putea Dumnezeul vostru să vă elibereze din mâna mea? De aceea să nu-l lăsați pe Ezechia să vă amăgească, nu-l lăsați să vă înșele astfel. Să nu credeți în el, în Dumnezeu, căci niciunul dintre dumnezeii vreunei națiuni sau ai vreunui regat n-au putut să-și elibereze poporul din mâna mea și din mâna părinților mei. Nici Dumnezeul vostru nu va putea să vă elibereze din mâna mea. Slujitorii săi au mai vorbit și alte lucruri împotriva Domnului Dumnezeu și împotriva lui Ezechia, slujitorul său.
Sanherib mai scrisese și scrisori ca să-l batjocorească pe Domnul Dumnezeul lui Israel, în care vorbea împotriva lui, zicând: Așa cum dumnezeii națiunilor pământului nu și-au eliberat popoarele din mâna mea, nici Dumnezeul lui Ezechia nu-și va elibera poporul din mâna mea. Slujitorii au proclamat acestea cu glas tare în limba iudaică poporului din Ierusalim aflat pe zid, ca să-i facă să se teamă și să-i îngrozească și să poată captura astfel cetatea. Ei au vorbit despre Dumnezeul Ierusalimului ca despre dumnezeii popoarelor pământului, care sunt făcuți de mâini omenești. Dar regele Ezechia și profetul Isaia, fiul lui Amoț, s-au rugat cu privire la aceasta și au strigat către ceruri: Domnul a trimis un înger care a nimicit orice războinic viteaz, orice conducător și orice căpetenie din tabăra împăratului Asiriei. Acesta s-a întors rușinat în țara lui. Când a intrat în templul zeului său, fiii lui l-au înjunghiat acolo cu sabia. Așa i-a salvat Domnul pe Ezechia și pe locuitorii Ierusalimului din mâna lui Sanherib, împăratul Asiriei, și din mâna tuturor dușmanilor lor. El i-a protejat din toate părțile. Mulți au venit la Ierusalim cu daruri de mâncare pentru Domnul și cu cadouri pentru Ezechia, regele lui Iuda, care de atunci a fost înălțat înaintea ochilor tuturor națiunilor. Succesul și mândria lui Ezechia. În acele zile, Ezechia s-a îmbolnăvit și era aproape de moarte. El s-a rugat Domnului, care i-a vorbit și i-a dat un semn. Însă Ezechia nu a răsplătit binefacerea primită, deoarece i s-a mândrit inima, astfel că mânia Domnului a fost peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Ezechia s-a smerit de mândria inimii lui împreună cu locuitorii Ierusalimului, astfel încât mânia Domnului n-a mai venit peste ei în vremea lui Ezechia. Ezechia a avut foarte multă bogăție și glorie. El și-a făcut vistierii pentru argint, pentru aur, pentru pietre prețioase, pentru mirodenii, pentru scuturi și pentru tot felul de vase scumpe. A construit hambare pentru recolta de cereale, pentru vin și pentru ulei, precum și grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. El și-a construit cetăți și a avut numeroase turme și cirezi, căci Dumnezeu i-a dat foarte multe bunuri. Ezechia este cel care a astupat izvorul de sus al Gihonului și i-a îndreptat cursul în jos spre partea de vest a cetății lui David. Ezechia a reușit în tot ceea ce a făcut, însă când trimișii conducătorilor din Babilon au venit la el ca să întrebe despre semnul care se făcuse în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l pună la încercare și să cunoască tot ce era în inima lui. Celelalte fapte ale lui Ezechia, precum și dovezile sale de credincioșie, sunt scrise în vedenia profetului Isaia, fiul lui Amoț, și în cartea regilor lui Iuda și ai lui Israel. Ezechia a adormit alături de strămoșii săi și a fost înmormântat în locul cel mai înalt al mormântului urmașilor lui David. La moartea sa, toți cei din Iuda și locuitorii Ierusalimului i-au dat cinste și în locul lui a domnit fiul său Manase. 2 Cronici 33. Domnia lui Manase peste Iuda. Manase era în vârstă de 12 ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de 55 de ani. El a făcut ceea ce este rău înaintea ochilor Domnului, practicând urăciunile națiunilor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel. A reconstruit înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare Baalilor, a făcut stâlpi ai Așerei și s-a închinat întregii armate a cerurilor și i-a slujit. A construit altare în casa Domnului, despre care Domnul spusese: În Ierusalim va fi numele meu pe vecie. El a construit altare întregii armate a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului.
și a sacrificat fiii în foc în Valea Ben Hinom. S-a ocupat cu prezicerea, cu interpretarea semnelor și cu vrăjitoria și a apelat la cei ce întreabă duhurile morților și la cei care cheamă spiritele. El a făcut mult rău înaintea ochilor Domnului și l-a mâniat. A pus în casa lui Dumnezeu chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse, în casa despre care Dumnezeu îi spusese lui David și lui Solomon, fiul acestuia. În casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales dintre toate cetățile semințiilor lui Israel, îmi voi pune numele pe vecie. Nu-l voi mai îndepărta pe Israel din țara pe care le-am încredințat-o strămoșilor voștri, dacă vor avea grijă să împlinească tot ce le-am poruncit prin Moise, toată legea, hotărârile și judecățile. Însă Manase i-a dus în rătăcire pe cei din Iuda și pe locuitorii Ierusalimului, astfel că ei au făcut mai mult rău decât toate națiunile pe care le nimicise Domnul dinaintea fiilor lui Israel. Domnul le-a vorbit lui Manase și poporului său, însă ei n-au vrut să asculte. De aceea, Domnul i-a adus împotriva lor pe conducătorii armatei împăratului Asiriei, care l-au prins pe Manase în capcană, l-au legat cu lanțuri de bronz și l-au dus la Babilon. În timp ce se afla în necaz, el a stăruit înaintea Domnului Dumnezeul său și s-a smerit mult înaintea Dumnezeului strămoșilor săi. El s-a rugat, iar Dumnezeu, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererea și l-a adus înapoi la Ierusalim în regatul său. Și Manase a recunoscut că Domnul este Dumnezeu. După aceea, el a construit un zid în afara cetății lui David, care trecea prin valea din partea de vest a Gihonului, pe la poarta peștilor și încercuia Ofelul. Zidul era foarte înalt. A numit conducători de armată pentru toate cetățile fortificate din Iuda, a îndepărtat Dumnezeii și idolul din casa Domnului, precum și toate altarele pe care le construise pe muntele casei Domnului și în Ierusalim și le-a aruncat în afara cetății. A refăcut altarul Domnului și a adus pe el jertfe de pace și de mulțumire. Apoi a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeul lui Israel. Poporul încă mai aducea jertfe pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeul lor. Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul său și cuvintele văzătorilor care i-au vorbit în numele Domnului Dumnezeul lui Israel, sunt scrise în cronicile regilor lui Israel. Rugăciunea lui, felul în care i-a răspuns Dumnezeu la rugăciune, toate păcatele și greșelile sale, locurile unde a construit înălțimi și unde a ridicat așere și chipuri cioplite înainte de a se smeri, sunt scrise în cronicile văzătorilor. Manase a adormit alături de strămoșii săi și a fost înmormântat în grădina palatului său. În locul lui a domnit fiul său Amon. Domnia lui Amon peste Iuda. Amon era în vârstă de 22 de ani când a devenit rege și a domnit la Ierusalim timp de 2 ani. El a făcut ceea ce este rău înaintea ochilor Domnului, la fel cum făcuse tatăl său Manase. Amon a jertfit și a slujit tuturor chipurilor cioplite făcute de tatăl său Manase. El însă nu s-a smerit înaintea Domnului, așa cum se smerise tatăl său Manase. Astfel că Amon acesta și-a mărit tot mai mult vina. Slujitorii lui au conspirat împotriva lui și l-au omorât în palatul lui. Dar poporul țării i-a omorât pe toți aceia care conspiraseră împotriva regelui Amon. Apoi, în locul lui Amon, poporul țării l-a numit rege pe Iosia, fiul acestuia. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Te felicit pentru că ții pasul în această călătorie spirituală. Din pasajul de astăzi mi-a plăcut faptul că Dumnezeu răspunde și celui mai mare păcătos când acesta se întoarce către Domnul. Înțeleg de aici că este speranță pentru orice situație a vieții în care ne-am afla.
Dacă s-a întâmplat să cazi sau poate acum ești jos din cauza păcatului, ridică-ți privirea spre Dumnezeu, prinde-L de mână, pentru că El este acolo ca să te ridice. Dumnezeu este lângă tine. Ai încredere în El. El poate ierta orice greșeală a vieții tale și este gata să te restaureze. Bunul Dumnezeu să răspundă într-un mod frumos rugăciunilor tale și să ți se descopere într-un mod minunat. Dacă ai întrebări din Scriptură, neclarități, nelămuriri, intră pe site-ul bibliazilnica.ro și la secțiunea Întreabă poți scrie aceste întrebări. Echipa noastră este gata să-ți răspundă. Îți mulțumesc pentru că susții proiectul Biblia Zilnică. Roagă-te ca bunul Dumnezeu să facă în așa fel încât cuvântul Său să ajungă la cât mai mulți oameni. Distribuie Biblia Zilnică prietenilor și cunoștințelor tale. Și dacă poți, donează. Găsești link-ul și mai multe detalii în descrierea clipului și pe site-ul bibliazilnica.ro. Dumnezeu să fie cu noi! Să ai o zi binecuvântată! Pe mâine!